sfârșitul postului, sau dacă vreți, sfârșitul trăirilor duhovnicești pentru Dumnezeu. Și avem înșiruit aici astăzi, în Evanghelia de astăzi, câteva exemple legate de problematica neamului lui Iisus Hristos, și anume, găsim la Luca o genealogie până la Adam, ca să ne arate că omul are rădăcină din Dumnezeu, prin creația primordială, facerea omului, nu vine de undeva la întâmplare, așa că, stând și așteptând extraterestri sau civilizații de pe alte planete, o să ne trezim în groapă nepregătiți de întâlnirea cu Dumnezeu și o să ne judece extraterestri ceilalți care au plecat din îngeri de lumină în îngeri întunecați. Și genealogia de astăzi, care este legată strict de problema Mântuitorului, dar începe dintr-un punct, de la Avram. De ce începe această genealogie de la Avram? Pentru că este primul om care are legământul cu Dumnezeu, sau primul patriarh, care primește tăierea împrejur și este ca o simbolistică de botez în legea cea veche. Dacă ne uităm la Solomon, când a construit templul timp de 40 de ani, specifică în mod evident în Sfânta Scriptură că nimeni n-a avut voie să lucreze la templu decât cei tăiați împrejur. Adică fiind un lucru făcut lui Dumnezeu, trebuia făcut cu lucru și cu mâini curate. Noi astăzi, de exemplu, putem construi o biserică și cu un ateu, și cu un necredincios, cu un păgân, și cu oricine o sfințim la urmă. Am pus pe ea marele mire, am dat puterea investitoare a Duhului Sfânt și am făcut o locaș sfințit. Ei au plecat din start, de la cioplirea pietrei, să nu fie făcută decât de oameni care au tăierea împrejur, adică legământ cu Dumnezeu. Curați, cum s-ar spune, din punct de vedere al sufletului și al conștiinței. Și înșuruiește 14 neamuri odată. De la Avram la David, părintele meu David, spune Mântuitorul Iisus Hristos, deci vine pe linia davidică din seminția lui Iuda. Și mai departe, de la David la strămutarea în Babilon. Acesta este un semn important atunci când Ierusalimul a fost distrus, templul distrus, îl reconstituiește Zorobabel și mai târziu, și mai mult decât atât, De la strămutarea în Babilon până la nașterea lui Hristos, până la Iosif, cel care este logodnicul Mariei. Este nevoie de această genealogie de a ne arăta că Hristos în istorie nu este un mit. Este deasa întrebare pe care o auzim adeseori. Cine știe ce e dincolo? Dincolo e Dumnezeu. Dincolo e moartea, dincolo e viața veșnică, dincolo este judecata particulară și universală. Și poate că deseori, și noi folosim greșit termenul când spunem că ce este omul? Duh ce se duce și nu se mai întoarce. Ba se întoarce să-și ia trupul ca să dea judecată și cu trupul pentru cele ce a greșit în viață, nu numai cu sufletul la plecarea particulară. La judecata finală, în fața lui Dumnezeu, stau și îngerii, stau și oamenii cu sufletul lor, așa cum au fost pe pământ, numai că într-o nestricăciune. Cei păcătoși spre o sândă veșnică, spune Scriptura, și cei drept spre o dihnă veșnică. Și o să întrebe cineva de ce e nevoie încă de o judecată, dacă s-a făcut odată judecata. Foarte simplu. Dacă la despărțirea de trup noi avem grijă, când pleacă sufletul, să avem grijă de trup, să-i punem un sicriu frumos, un costum frumos, o haină frumoasă, să-i punem lux, podoabă, cadou, cinstindu-l pe trupul nostru, ca pe un respect în cele ce am lăsat în lume. Evident că și dincolo Dumnezeu vrea să ne răsplătească la fel. Cei care au făcut numai fapte bune și trupul care s-a ostinit în sufletul osărduitor trebuie să se bucure acolo la faptele bune împreună cu sufletul și să guste veșnicia și în același timp, același trup care a făcut numai fapte rele trebuie să guste pedeapsa și mânia lui Dumnezeu, așa cum și sufletul o suferă dincolo, pentru că nu era numai de el legată această problemă, ci era legată direct și de trup care trebuie să facă fapte împreună cu sufletul. Și tot de aici deducem din învățătura Sfintei Scripturi
că undeva dracii la un moment dat fac cu Hristos un fel de teologie. Ea este mai mult o capcană, numai că Hristos nu-i ascultă. Nu ne trimite pe noi, sau nu ne chinuim mai înainte de vreme, nu ne trimite pe noi în adânc mai înainte de vreme. De ce erau draci atât de preocupați de problema parusiei? Ce treabă aveau ei? Ce îi privește pe ei problema parusiei? Foarte simplă. Acum când sufletele păcătoșilor sunt în munci, diavolii îi chinuiesc pe ei, pe acele suflete și pe oamenii păcătoși care au sufletul iad. Trupul doarme în pământ. Dar la suflarea cea de viață și la înfricoșata judecată care vine, va fi de față și trupul, dar atunci se schimbă logica lucrurilor. Dracii vor chinui pe oamenii care au păcătuit, dar Dumnezeu îi va chinui pe draci pentru că i-a înșelat pe oameni. Și se vor chinui unii pe alții. De aceea vorbim de judecata universală. Și aici nu facem altceva decât să contrazicem ideea care se vehiculează, o găsim la Birtaev, la Bulgakov, o găsim la Origen, bine, în începutul de creștinism, când dogmele nu erau așa de bine fundamentate, nu este atât de condamnabil, că Dumnezeu, în bunătatea Lui, poate să-i mântuiască pe draci. Lucru absurd și neadevărat. Odată ce i-a stabilit în har și ei au crezut, vor fi veșnic draci, odată ce au ascultat de Dumnezeu și sunt îngeri, sunt veșnic îngeri. Odată ce omul a ascultat de Dumnezeu și a ajuns sfânt, rămâne sfânt. Și odată ce omul n-a ascultat de Dumnezeu și este diavol, prin faptele lui, rămâne cu diavolii, tot după faptele lui. Și bineînțeles că, privind problema, așa zis, a apocatastazii, păi da, dacă Dumnezeu e bun, de ce ne chinuiește? Păi ne chinuiește că noi ne-am dorit chinul. Dacă un bețiv trăiește 100 de ani și el 100 de ani bea într-una, nu poți să-l oprești să nu bea? Nu. Deci e voința lui. Și dacă ar mai fi trăit 1000 de ani, tot asta ar fi făcut. Și Dumnezeu îi dă arvuna, ne spune Sfântul Maxim, Ioan Maximovici, îi dă arvuna acelei pedepse veșnice, tocmai așa cum și-a dorit-o el încă din viață. Și de aceea ne spune la împărtășanie și la parastasul, când facem dezlegarea proscomidiei pentru cea de-a treia din părticica de la mort, spunem așa, și pe cei ce în nădejdea învierii și a vieții veșnice au adormit cu împărtășirea ta stăpâne. Aia sunt cei buni. Pentru cei ce nu sunt buni, Dumnezeu are câteva explicații simple. Eu nu vă cunosc pe voi, unu. Doi, iarăși spune Hristos, plecați de la mine blestemaților și le și spune unii, în focul cel veșnic, deci nu un foc trecător, nu purgatoriu, nu timp, și diavolilor lui, că stați cu ei, că cu ei ați vrut să trăiți. Și o să mă întrebați de ce m-am găsit eu să vă vorbesc dumneavoastră despre asta. Ca să înțelegeți de ce a venit Iisus în lume. Să dezlege iadul și să-i spargă porțile, ca noi să putem ieși prin lumina lui Hristos la lumină. Și lumina lui Hristos o găsim în trei forme. Lumina învățăturii Evangheliei, pe care o ascultați și voi în fiecare sărbătoare la biserică. Lumina cunoașterii de Dumnezeu, să știe lumea că tu ești singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis în lume să mântuiască neamul omenesc. De asta cântăm colinde. Iată celor din întuneric le-a răsărit lumină mare. Și cea de-a treia lumină este lumina credinței. Cel ce umblă în lumină știe unde merge. Cel ce merge în întuneric nu știe unde merge. Și iar spune Scriptura, ce amestecare întunericul cu lumină? Ce părtășie are întunericul cu lumină? Deci, spune Mântuitorul Iisus Hristos, dacă sunteți fii ai luminii, nu întreabă, nu spune, bă, voi trebuie să fiți fii ai luminii. Dacă sunteți fii ai luminii, umblați numai în lumină. Cel ce umblă în întuneric este fiul al întunericului și el nu știe unde merge. Deci, Mântuitorul Iisus Hristos face specificația și le spune apostolilor, eu știu de unde vin și știu unde mă duc. Voi nu știți de unde veniți și nici nu știți unde vă duceți. Dar, căruia va voi Tatăl să-i descopere,
acela îl va cunoaște pe Tatăl, adică Fiul va voi să-i descopere. Dacă eu mă rog Fiului, descoper împărăția Tatălui. Că de aceea, în rugăciunea Tatăl nostru, avem această cerere. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Adică, sfințească-se prin ce? Prin faptele noastre. Noi dăm harul sfințeniei lui Dumnezeu, exact ca în lumea contemporană. Ai un prost într-o funcție. Ce comentează toți imediat? Bă, de asta la ce școală învăța? Ce profesor? Da, la indicatul lor. Vezi? Bat jocura cade pe dască, nu pe idiot.